Urșii au coborât la câmpie și atacurile sunt tot mai frecvente. Fostul ministru al mediului este convins că singura soluție de rezolvare a problemei ar fi uciderea lor. El a și pregătit un proiect de lege care prevede împușcarea 1000 de urși în România. Activiștii de mediu cred că ar fi însă un dezastru, mai ales că în țară nu ar trăi 8000 de urși, cum se estimează, ci mult mai puțin. Da, a intrat ursul peste mine. Mi se pare că are pretenții cam mari. Brânza, laptele nu-i place, ouăle nu. În schimb a fugit cu o sacoșă cu pâine. Bărbatul din Baia de Fier, Gorj, nu mai văzuse urși în localitate de 4 decenii. Pe atunci, animalele veneau să mănânce fructe din livezi. Acum omul s-a trezit cu ursul în bucătărie. Nu s-a trezit ușa. Și-a rupt-o de jos cu totul. O vecină a rămas fără animale. Am auzit ulucile. Poc, poc, pe drum a sărit, s-a repezit în capre, una care a prins-o a strangulat-o de gât. Autoritățile încearcă să-i protejeze pe oameni prin mesaje ro-alert. Primarul dă vina pe programul de relocare. Suntem în noaptea minții, adică relocăm urși de la Sinaia și de la Bușteni din zona turistică în altă zonă turistică. Baia de Fier, Polo, Vrajnovaș, Rânca. 4 ursoaice și 3 urși au fost relocați anul trecut în comuna vecină. Sătenii de aici se plâng de câteva luni de atacurile animalelor sălbatice, dar în ultimele săptămâni spun că văd aproape zilnic urșii pe ulițe. Această femeie a rămas fără niciun strugure în vie după vizita ursului. Consider că ar trebui cumva luat o măsură de îndepărtare a lui, exclus să fie, Doamne ferește, omorât. Însă tocmai acest lucru se pregătește în Senat. Proiectul de lege va fi înaintat săptămâna aceasta de fostul ministru al mediului, Tanțoș Barna. Cotele fixe pe care le propunem constau în cota de prevenție de 426 de exemplare de uz brun care se pot recolta prin vânătoare, atât pentru anul 2024, cât și pentru anul 2025. Însă activiștii de mediu spun că tocmai vânătorii au împins urși în oraș. Ursul fiind practic sedus cu porumbul la marginea pădurii și abandonat, n-a făcut altceva decât să-și folosească excepționalul nas să vină către sursa de porumb, adică culturile de porumb. Un studiu comandat de Ministerul Mediului în primăvară arată că în România trăiesc peste 8000 de urși, dar activiștii nu cred în aceste estimări. Un nou studiu bazat pe recoltarea de probe ADN din pădure a identificat până acum 3000 de exemplare. Autorii cercetării spun că numărul s-ar putea cel mult dubla la finalizarea studiului. Este oricum mult mai puțin decât se credea și decât se vehicula în spațiul public până acum. Pe speculații. Cert este că urșii par a fi peste tot. Nu este neobișnuit să vezi și câte 15 exemplare într-o singură plimbare pe Transfăgărășan.